sunt Robert și în filmul ăsta o să-ți despre epopeea termopanelor, cum îi spun eu. Băi frate, e o adevărată epopee să spui geamuri la casă sau să le schimbi. Am, făcut, am avut experiența asta de curând și e o întreagă circ, e un întreg circ. Dacă vrei să o faci așa cum trebuie și să-ți asumi cât mai puține riscuri, așa cum am vrut eu să o fac. Da? Dacă nu vrei să faci asta, faci ce spune aia de la termopane și după aia vezi tu ce o ieși. S-ar putea să rămâi cu banii dați și să nu mai ai posibilitatea să faci nimic. Da, e, un întreg, circ și o să vă povestesc în filmulețul ăsta prin ce am trecut. Nu s-a finalizat încă, sper ca azi mâine să semnez contractul. Prima chestiune este că oamenii ăștia de la termopane nu vin să facă măsurători. Iar eu nu înțeleg cum poți să faci un astfel de business fără să faci chestia asta. Adică eu, de exemplu, dacă aș fi intrat într-un astfel de business, nici nu mă gândeam că îl pun pe client să facă măsurătorile și abia eu îi dau oferte estimative și abia după aia, cam asta e procesul. Da? Deci ei te pun pe tine să faci măsurătorile, deci chit că vrei, chit că nu vrei, nu vine nimeni să-ți facă măsurătorile. Eu i-am convins să vină și o să vă spun cum. Și o să vă spun și de ce i-am convins să vină și de ce n-am vrut să facă măsurătorile, cu toate că sunt inginer și cu toate că știu să iau măsurile respective, n-am vrut să fac asta. Deci, procesul e așa, le dai telefon, zic domnule, trimiteți-ne niște măsurători, noi vă dăm o ofertă estimativă, dacă sunteți ok cu oferta estimativă, vine cineva de la noi să facă măsurătorile, abia după aia vine cineva. În momentul când a venit cineva să facă măsurătorile, îți dă o oferta final. Da? Și abia după aia te-a pus să faci lucrurile mai departe. Asta înseamnă că trebuie să trimiți tu măsurătorile respective. Eu spun cum aș face eu la mai multe firme. Ei îți dau niște oferte estimative, tu după aia le zici, bă, da, e ok, veni să măsurați. adică pierde de timp foarte multă și eu nu am timp ăsta ca să-l pierd atât de mult. Și atunci am vrut să-i conving pe ei să vină să facă măsurătorile. De ce? Pentru că până la urmă este responsabilitatea lor, adică în momentul în care eu le fac, le fac măsurătorile și ei după aia nu mai vin, uh, mergând pe oferta aia. Pentru că iară, probabil că atunci. A... adică ei încearcă să le ducă niște costuri, mai ales în perioada asta. De acum, și sunt conștient de treaba asta, toată lumea e conștient. Faptul că vine cineva până la tine la locație și pierde două ore pe acolo să măsoare chestiile, să facă niște schițe, să discute cu tine, e un timp pierdut pe care, care pe ei costă. Dar în asta constă business -ul. adică până la urmă despre asta e vorba. A face ei răspură, măsurătorile este o chestie de responsabilitatea lor de la început până la finalul procesului. De asta nu vreau eu să intervin în procesul ăsta pentru că în momentul în care fac eu măsurătorile și ei s-ar putea să preseze după aia să nu mai vină să facă măsurătorile să meargă pe alea și după aceea să achite să te pună să achizi diferența cumva la. Aici e o altă problemă și o să vă povestesc asta cu banii și cu contractul. E o chestie de responsabilitate și vreau să o aibă ei. Și nu vreau să pierd timpul. Adică, dumne, dacă ești tu o firmă responsabilă, serioasă, vii, faci măsurătorile, dându drumul mai departe, bineînțeles că eu o să chem două, trei firme, dar e un risc pe care ți-l asumi. Adică e un risc în momentul când ai început business-ul ăsta. E ca și cum și eu în, în business-ul de consultanță pe care îl fac, fac o grămadă de oferte. Oferte care mi-au o oră, două să le fac. Adică e un risc pe care mi l-am asumat în momentul când am început businessul ăsta. Nimeni nu mă plătește că fac ofertele alea. Și pot să fac niște oferte, să pierd două ore o ofertă și să nu accepte clientul. E un risc pe care ți-l asumi. Pentru că nu, dacă eu mă apuc să le cer bani pe clienților să fac oferte, nu mai lucrează nimeni cu mine. Așa este și în ăsta al termopanelor. E un risc, ai niște costuri pe care trebuie să le asumi la început și să-l convingi pe client în momentul în care ești acolo că e bine să lucreze cu tine și nu cu alții. Prin condiții, prin preț, prin toate celelalte mai mult în momentul când ei vin să măsoare, deja au un cost pe proiectul ăla. Asta înseamnă că nu mai sunt pe poziția leului în ceea ce înseamnă negocierea și mai puțin asumelor sau dar nu neapărat că și asumelor și negocierea asumelor se poate face, ci mai mult a condițiilor în care se va desfășura proiectul respectiv. Și atunci sunt oarecum nevoie să fie mai maleabili. Asta este motivul pentru care nu am făcut eu măsurătorile respective și am vrut să vin aici să facă chestia. Și au venit. Cum i-am convins? Foarte simplu. Bineînțeles că ne-am dat telefon, mi-au zis, pe păi da, trimite-ți niște măsurători. Și am zis, nu știu să măsor. Pe cum, dumne, că trebuie să luați din... Vă spunem noi cum Dume, eu sunt bucătar. Eu sunt bucătar și eu știu cuțitul cum arată. Adică, habar n-am să măsor, nu știu, nici nu cred că am cu ce pun casă. Că sunt bucătar, adică niciodată n-am făcut altceva decât să tai chestii, să fac de mâncare. Îi punea râsul și în momentul 2 ziceau că trimit ei pe cineva. Adică, Uh, am apelat la chestia asta pentru că altfel nu veneau. Adică altfel era extrem de complicat să-i vin, să -i, mai ales când te auzeau că ești bărbat. Probabil că dacă sunau o femeie, fiind femeie, probabil că veneau ei să măsoare. Uh, plecând de la început, de la ideea că o femeie nu se pricep. Și că e foarte posibil să le dea niște chestii și după aia să fie diferențe destul de mari între, între ceea ce le-a dat și ceea ce vor constata ei pe teren. Da? Bun, și au venit să măsoare. Prima oară a venit un gigel care avea și el o firmă mică. Nu asta e problema, mie îmi place să lucrez cu oameni care au firme mici pentru că sunt, sunt mult mai, mai implicați în businessul respectiv și mult mai implicați în ceea ce înseamnă tăruirea uh, către client sau aplecarea către client. Da? Da. Sunt mai maleabili, poți să discuți cu ei, poți să faci tot felul de alte chestii pe care nu reușești să le faci cu firmele mari. Și vă sfătuiesc să lucrați cu firme mici, adică e, e, unul din punctele la care eu țin foarte mult în momentul când mă apuc să caut ceva furnizori, adică vreau să lucrez cu firme mici. Și dacă se poate românește, foarte bine. Adică fiind mici, probabil că românești. Că relațiile sunt implicite. Deci a venit, mi-a luat măsurătorile, rapid așa, pac, pac, am măsurat două, trei, l-am lăsat în pace, n-am avut nicio treabă și mă sună și îmi zice, dă două prețuri pe WhatsApp. Și zic, bă, ok, dar în prețurile astea sunt incluse glafurile, sunt incluse pervazele, uh, vreau și un la un geam, nu, nu sunt incluse. Păi, dar noi am discutat să fie incluse, nu, alea sunt separat și ți le cumperi tu, că, păi, stai, mă, frate, că nu te-am chemat să mă duc eu să-mi cumpăr eu niște chestii și tu niște chestii. Eu te-am chemat să vii să faci totul de la cap la coadă. Mie îmi spui atâta costă, am venit, am făcut, am luat măsurători, am venit, am montat alea, sănătate și la revedere. Adică nu, nu te-am chemat eu, pentru că altfel m apucam. Eu mă duceam, cumpărat geamul de la Hornbach sau de la Dedeman, că geamurile acolo făcute pe dimensiuni, chiar dacă nu se potriveau atât de mult, mai băgam spumă la greu, că asta a fost una din chestii. Mi am spus, frate, nu vreau să băga spumă la greu acolo și mi-a zis, Gigi, ăsta mi-a zis, stai că am niște hol de 25 de centimetri. <laughs> stai așa, că nu e așa. Ok. Uh după care a venit chestia de plată și omul mi-a zis vreau 80% avans. Păi zic, de ce vrei 80% avans? Păi vreau 80% avans pentru că n-am încredere. Păi stai un pic, dar tu nu iei cu termen de plată produsele Nu, că eu trebuie să plătesc înainte la fabrică. Adică, da, tu vrei, tu, deci tu n-ai încredere în mine că nu o să-ți plătesc, dar tu vrei să am încredere în tine că o, să, că o să plătesc în condițiile în care fabrica cu care tu lucrezi, cu care lucrezi de 2-3 ani de zile, nu are încredere în tine să-ți dea produsele fără să le plătești. Adică despre ce discutăm. Adică el vrea să plătească cu banii mei produsele de acolo și restul probabil 20% era montajul pentru care și-a asumat un risc, dar și el el-a trebuia plătit înainte de a de a veni să facă montajul. Și asta s-a întâmplat și la una din firmele mari. Ei nu vreau chiar atât de mult avans, dar vreau ca banii să fie plătiți înainte de a veni să facă montajul. Și uh e o problemă din punctul meu de vedere în momentul în care cer atâția bani și nu și cer pe toți înainte cumva, adică nu după montaj o parte. Din punctul meu de vedere a dat mai mult de 50% avans o prostie și a plătit banii înainte să vezi produsul și montajul, pentru că asta i-am spus lui Gela, i-am spus, da, vreau să vă produse, să văd dacă sunt ok, dacă au ieșit bine, dacă geamurile sunt în regulă, dacă totul e... Pe păi, du-te la fabrică să le vezi. Păi nu pot să mă duc eu la fabrică să le văd, că trebuie să te asumi și tu niște riscuri, adică tu vrei să nu ai, a, asta, e, asta e o altă problemă, că oamenii ăștia nu-și asumă, deci eu nu înțeleg cum fac ăștia business, sincer, adică nu își asumă absolut niciun fel de risc, da? Deci tu, clientul, ai tot, deci dacă nu plătești, plătești până ai dacă nu ești acolo, te preprogramează altfel când vori. adică sunt tot felul de chestii stipulate în contract, în care ei nu-și asumă niciun fel de risc. Și am întrebat la moment dat, Bă, da, ok, dacă tu nu livrezi la timp, una din o firmă mare, cu fort cu care am discutat pe mail foarte mult și am zis, Bă, ok, tu nu livrezi la timp. Nu există, noi livrăm la timp. Bă, frate, nu spune mie că livrezi la timp, pentru că eu lucrez cu o grămadă de firme din țara asta și din lumea asta și știu că există greșeli, se fac greșeli, pentru că lucrez cu oameni. Și unul din oameni e posibil să greșească și să nu poți să livrezi la timp. Ce se întâmplă? Noi livrăm la timp. Bun, ok, dacă livrezi la timp și tu ești atât de sigur că livrezi la timp, hai să stipulăm un contract că plătești 0,5% penalități pe zi pentru fiecare zi de întârziere. Chestia asta nu te afectează cu nimic. Dacă tu livrezi. A, ah, păi nu putem să punem asta în contract. Pe păi cum adică nu poți să pui asta în contract, dacă tu ești atât de sigur că livrezi la timp și că n-ai niciun fel de problemă. De ce nu plătești penalități? Pentru că penalitățile de, 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 respectiv oricum nu le vei plăti, pentru că tu livrezi la timp, 100%. Da? Deci tot felul de căcănăriști, tot felul de chestii. De genul ăsta la firme mari, la Q-Fort, de exemplu. Da? Vă spun că am discutat cu ei și. Au fost asta, asta a blocat. Pe lângă faptul că au prețuri foarte mari peste toți ceilalți, adică peste Rehau, peste Veca, peste Salamander, peste ce vreți voi. Da? Bun. Într-un final am găsit o firmă care mi s-a părut foarte, foarte ok. Uh, o să vi spun în comentarii aici, nu vreau să dezvolui acum pentru că încă n-am semnat contractul cu ei și. Uh, dar sunt foarte ok. Adică și contractul, mi-au trimis contractul oamenii, contractul făcut echilibrat, adică nu ei au toate tu ai numai obligații și ei au numai drepturi. Cam asta e în contractele astea. Adică eu am văzut vreo trei contracte de astea și în toate astea trei, mai puțin ăsta de care vă povestesc, și care au fost foarte ok oamenii, adică foarte ok ca abordare și ca, ca modul în care au pus problema și ca și contract, Nu a trebuit să fac modificări în el. Adică a trebuit să schimb două, trei chestii pe acolo care au fost chestii așa de, de clarificare mai mult, nu de substanță. Alea-l-alte erau roșite, adică erau chestii de substanță acolo, complet. Deci ei aveau numai dreptul, nu aveau nicio obligație, tu aveai numai obligație, nu aveai nicio drept. Cam asta e, cam asta e, la asta se rezumă. Și o să vi spun în comentarii, adică cei care vreți să vedeți să vi spun, nu înseamnă că și voi o să lucrați cu ei, dar vă spun că sunt ok, adică din punctul meu de vedere lucrurile s-au desfășurat ok ca și proces, ca și tot ce trebuie. Da. Bun, cam atât vreau să vă spun despre epopeia termopanilor. termopanelor. Eu nu înțeleg cum lucrează firmele astea. Adică eu n-aș putea să am clienți dacă aș lucra așa. Adică ar fi extrem, extrem de dificil să am clienți dacă aș lucra în felul ăsta. Și cu toate astea ei găsesc clienți bazându-se foarte mult pe lipsa de cunoștință a oamenilor și pe, lipsa, pe credibilitatea foarte mare pe care o acordă oamenii pentru că au în spate niște branduri, știi? Adică ei vin și spun, boi, eu lucrez cu Rehau și cu Veca și cu Gealan și cu Salamander și de asta foarte credibil. Da? Da, dar trebuie să aveți foarte multă credibilitate, trebuie să citiți contractele cel puțin din punctul meu de vedere, eu asta fac și mă protejează de niște, de niște chestii. Bun, mulțumesc cam atât. Te aștept și la următoarele filmulețe, de click pe subscribe și pe clopoțel. Stai eu ce cum mai pun filmulețe pe aici și aștept și părerea ta în comentarii. Mulțumesc, la revedere!